Liderii actualei puteri sunt considerați lași de către președintele Partidului Mișcarea Populară Gorj, Nicolae Davițoiu, care îi acuză pe Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu de lipsă de empatie pentru gorjenii. Politicianul spune că autoritățile de la nivel central nu au avut nicio reacție în cazul valului de cutremure care au băgat în sperieți populația din mare parte a județului, mulți dintre târgujienii plecând în masă spre zonele rurale din cauza numeroaselor replici, dar și a faptului că nu au primit informații clare, lămuritoare de la specialiști și de la exponenții actualului guvern. Ideal ar fi fost ca politicienii gorjenilor să fotografieze sau să filmeze cu șefilor de partid. Ar fi fost mult mai bine dacă îi convingeau pe aceștia să vină și să vadă cu ochii lor realitățile din județul Gorj. Și atunci când s-a întâmplat tragedia cu minierii, și acum, după seismele care au scuturat județul Gorj, mă refer la cele două care au fost mai puternice, cel de 5,2 și cel de 5,7, pentru că primarul are în spate pe premierul Ciucă, care putea să se deplaseze măcar câteva ore să vadă și el ce se întâmplă și cu această ocazie puteau să mai îmbărbăteze puțin și pe acei cetățeni care sunt speriați și care au dormit, cred că, 2-3 zile la rând în mașini sau au fugit la țară. La fel ar fi putut proceda și celălalt șef de partid, mă refer aici la Ciolacu, dacă ar fi vrut totuși sau aveau ceva empatie pentru cetățenii din județul Gorj. Davițoiu crede că oamenii nu mai au încredere în promisiunile parlamentarilor sau ale reprezentanților guvernului care profită de această situație ca să posteze mesaje politice și poze. Altfel, totul rămâne doar într-o retorică din aceasta cu care suntem obișnuiți de la o vreme și cred că parlamentarii de Gorj nu cred că mai au vreo credibilitate în fața cetățenilor atunci când fac aceste promisiuni de care aminteați. În județul Gorj nu a ajuns la o săptămână de la producerea primului cutremur nici măcar o autoritate de la nivel central, deși situația este una inedită pentru România, fiind înregistrate peste 700 de replici de diferite intensități în ultimele zile.